Domnule Florin Talpeș, uh, dumneavoastră, potrivit unor uh, publicații economice din România, sunteți printre cei mai bogați români. Și totuși, spuneți-mi cum ați ajuns la această emisiune. Cu mașina dumneavoastră personală, cu taxiul sau cu metrou? Astăzi am ajuns cu un coleg. Un coleg care are o mașină de birou, ca zic așa, m-a dus până aici. Venind de la uh, lecția de dans. Da, știam asta despre dumneavoastră. Deci, unul dintre cei mai bogați români nu merge cu mașina și nici măcar nu are mașină. De ce? În primul rând, am o soție care îi place foarte mult să conducă și care nu suportă să sta pe alt scaun decât al șoferului. Și, în al doilea rând, nu mă simt eu în bold, n-am niciun imbold să-mi iau un carnet de șofer. Eventual pentru situații de urgență, dar astăzi, pentru situații de urgență, ai trotinete în oraș, ai bicicletă, ai o grămadă de lucruri. Uh -huh. În general, ocolesc situațiile care simt eu, s-ar putea să fie doar o percepție, că pot ajunge să fac rău cuiva, accident sau ceva de genul. Și de asta nu mă văd la volanul unei mașini. Deci, vă putem vedea prin oraș și pe trotinetă? Pe trotinetă, pe bicicletă, cu metrou. E o chestie de eficiență aici. Astăzi, astăzi, am avut noroc de unde am venit până aici. Am făcut doar 20 de minute, dar Waze-ul dimineața mi-a arătat că pot să fac și 45 de minute și atunci am oscilat între a veni cu metro sau a veni cu o mașină și să ne topim în trafic. Mm -hmm. Fiți de acord că e o ușoară disonanță. În România, atunci când ai bani și când ești milionar, așa cum este, să zicem, situația dumneavoastră, să o lămurim mai târziu, Uh, trebuie cumva să demonstrezi acest lucru. Adică trebuie să ai mașină foarte scumpă, să ai vilă și așa mai departe. Dumneavoastră nu aveți nici mașină și locuiți la bloc. De ce? Cred că ține pur și simplu de ce așteaptă fiecare de la el. Da? Și de cum se ancorează el în comunitate. Eu nu simt. Pentru mine, când ziceți că sunt bogat, eu bogăția o văd altfel decât în ceea ce scriu revistele, da? sau să zicem în evaluarea acțiunilor pe care le deținem și mai departe. Bogăția o văd mai degrabă în ceea ce facem noi, în ceea ce gândim noi, în echipele pe care le construim, în proiectele pe care le facem. Asta e adevărata bogăție. Și v-aș spune o mică poveste. Prima oară când am fost în Silicon Valley, și vreau să zic că acolo e o concentrație mare de ceea ce noi numim milionari, Silicon Valley este o vale, e o zonă cu multe orășele mici care este capitala mondială a tehnologiei, pentru că economia din Silicon Valley, cum zicem noi PIB-ul, produsul intern brut acolo este unul din cele mai mari din lume. E la sud de San Francisco, de un oraș foarte mare. Și acolo e un tren care circulă între San Francisco și orașele de de, de, de sub. Evident că există drumuri cu foarte multe benzi între orașele din Silicon Valley și San Francisco cu toate astea, la un moment dat călătoream dintr-un orășel, evident că mergeam cu trenul și veneam dinspre San Francisco, de fapt, spre orășel. Și trenul, trenul era plin, la un moment dat vedeam coborând oameni în gări, în Silicon Valley, și se urcau în Porsche, în Audi, în Mercedes. Deci nu aveau absolut nicio problemă să gândească eficient. Iar acolo, să zicem, în cazul lor, avea o mașină la standardul de viață Porsche era ceva obișnuit. Dar, încă o dată, coborau din tren și erau mulți oameni care erau acționari principali unor companii de foarte mare succes, se urcau în mașină și mergeau către casă. Deci nu era absolut niciun fel de problemă. Era vorba de ce ce setezi. Poate să fie lucruri de eficiență, cum te raportezi la putere și așa mai departe. Încercați să îi convingeți pe bucureșteni, în câteva cuvinte, să circule cu transportul în comun. Avantajele transportului da. în Vreau să vă zic că eu, de exemplu, ca să merg de la mine din nordul capitalii spre birou, care birou este în Orhidea Towers, atunci când vreau să ajung la timp iau metroul pentru că sunt multe intervale din zi. Știu destul de bine cum arată traficul în București, pentru că de fiecare dată folosesc ori Google Maps, ori Waze-ul și mă uit să văd cum arată traficul și cât, care e predicția de timp pe care o fac. Sunt, sunt momente în care Waze-ul sau Google Maps mi arată că pot să fac și 40 de minute dacă iau o mașină și nu este sigur dacă fac 40 de minute. Și atunci, cu metrou, știu exact cât fac din momentul în care ies de pe ușă Până când ajung în birou. Pentru că am cât știu cât timp fac până la stația de metrou, pot să iau și, dacă mă grăbesc, pot să iau trotinete, pentru că sunt laimuri, bolturi peste tot în București, și mai scultez la, la jumătate timpul. De acolo iau, știu cât durează, în cel mai rău caz, cât ia până vine metroul, știu exact cât face metroul de la mine, cu tot cu schimbarea din Piața Victoriei, deci atunci când vreau să ajung la timp și. București este în perioada aglomerată, iau sigur metroul. De, de cele mai multe ori când merg la birou sau vin de la birou, la orele alea când traficul e mare, iau metroul. Sper să fie un argument foarte greu pentru oameni, dar că am început discuția despre bani, hai să lămurim o chestiune. În publicațiile aceste economice pe care, de care v-am zis, dumneavoastră sunteți în lista aia, în top, unul dintre cei mai bogați români. Și m-am uitat, cifra despre care uh, jurnaliștii economici vorbesc uh, se învârte în jurul a nu știu. 200 de milioane de euro. Este averea pe care o aveți dumneavoastră? Uh, în general, la, la uh, oameni cum sunt eu, întreprinzători, care, să zicem, am creat companii, o bună parte din această valoare e dată de valoarea acțiunilor pe care le avem în, în compania pe care am creat-o. De exemplu, dacă... Uh, tu creezi o companie care ajunge să aibă o anumită valoare, iese pe bursă, cineva investește în ea și valoarea devine o valoare reală, în sensul că a avut loc o tranzacție care consfințește, de exemplu, dacă sunt 100 de acțiuni în companie și cineva a cumpărat o acțiune pe care a cumpărat-o cu un milion, atunci mulțești, 100 de încă 99 mai sunt cu 1 milion înseamnă că valoarea companiei e de 100 de milioane. Cam asta se întâmplă cu companiile și atunci Bitdefender Defender fiind un grup care crește extrem de sănătos fiind una dintre cele mai mari companii europene de software și de securitate cibernetică. E o companie a care valoare crește foarte mult. Poate ați auzit de unicorn, de cacorn, da? Toate astea sunt exprimări ale valorii unei companii. Și atunci când o companie devine valoroasă, automat și acționarii ei au mm -hmm o așa să avere mai mare. Auzim foarte mult de Jeff Bezos, care este proprietarul Amazon, auzim foarte mult de Bill Gates. E, valoarea e, mare sau inclusiv Elon Musk, care este unul din în acționarii principali la Tesla, valoarea principală e dată de acțiunile pe care le-au în companie, care sunt de foarte mare succes. Uh -huh. Și atunci scopul, cum este și scopul meu, nu este ca eu să devin bogat sau familia să devină bogată. Obiectivul nostru este să creștem companiile, să le facem extrem de sănătoase, să aducă multă valoare utilizatorilor lor uh -huh. și, indirect, valorile companiilor cresc. Și atunci, cu siguranță, oamenii care se uită la acest interviu se întreabă cât de bogat ar putea să fie domnul Florin Talpeș în aceste condiții. Adică, până la urmă, care este averea? Dacă... Am înțeles care este mecanismul. Da. Totul este relativ. Deci, acțiunea, sau zicem, ace... valorile astea, averile astea calculate de cele mai multe ori, sunt calculate. Să nu-și închipie cineva că o, un număr pe care îl citește în Forbes sau în Capital sau în într-o altă revistă, că zicem, face clasamente, înseamnă și banii pe care cineva are în cont. Întotdeauna poți să ai acțiuni undeva, poți să ai bonduri la o bancă, poți să ai o casă, un apartament, poți să ai o operă de artă, sunt tot felul de lucruri care exprimă cumva. Și atunci, dacă ne uităm, mai citim în presă, averea lui Jeff Bezos ok, poate nu știm, dar e proprietarul Amazon, Aha. așa, a scăzut cu 10 miliarde astăzi. Evident că el nu avea bani în bancă și dintr-o dată cineva i-a furat. Pur și simplu acțiunile pe care le deținea au scăzut sau uneori cresc acțiunile pe care le are. În România este un fenomen foarte bun, el s-a întețit de focul ăsta, s-a întețit de vreo 5-7 ani, al startup-urilor în domeniul tehnologiei și au zis din ce în ce mai des startup-uri care încă nu au, unele nici nu au apucat măcar să vândă un produs din ceea ce lucrează, din ceea ce cercetează și deva valoarea companiilor, valoarea startup-ului a depășit un milion. Un milion de euro. Un milion de euro sau un milion de dolari, da? Ce ne înseamnă că acel, acei acționari deja au niște averi, să zicem, pe hârtie prezumate, care sunt, încep să depășească visele multora dintre noi. Da? Iar dacă cineva, de exemplu, o echipă face o, creează o tehnologie care atrage un investitor și încă în primii 3-5 ani atrage un investitor care investește o sumă și duce valoarea companiei la 30 de milioane, automat și acționarii ei care sunt români pe hârtie, devin foarte bogați mm. pentru standard din România. Dar să spunem că dumneavoastră nu sunteți neapărat un unicorn, că n-ați ajuns la un miliard, sunteți la vreo 600 de milioane. Asta e cifra pe care am citit-o? Da, asta e o cifră din 2017. Și acum la ce? Noi zicem așa, în, în zona asta de tehnologie și numai, că valoarea reală e valoarea dată de o tranzacție. Ce înseamnă asta? Noi, evident, că împreună cu auditori, cu niște companii specializate, evoluăm continuu unde suntem ca valoare. Dar asta e o, e o evaluare internă. Și valoarea internă evaluarea internă, arată că sunteți unicorn, adică sunteți o companie de un miliard? Foarte probabil. Wow. Foarte probabil. Dar, încă o dată, sunt niște jocuri destul de simple în piață, pentru că în piață uh, sunt niște calcule care se fac, uh, care țin de care domeniu în care ești cu businessul cât de puternic ești în domeniul respectiv, cum arată cifra de afaceri, cât de repede crește, cât de sănătoasă e creșterea ta și așa mai departe. Da? Uh -huh. Și sunt multe date care se pun așa într-un creuzet și, să zicem, ele se amestecă. Da? Fiecare echipă muncește ca valoarea a ceea ce face echipa să crească continuu. Și un mod de a oglindi cum crește valoarea a ceea ce face echipa este valoarea companiei. Uh -huh. și înainte, fiecare echipă trage mult ca valoarea companiei să crească mult Bi-defender se luptă cu virusii dar noi acum în societate avem o problemă cu virusurile există vreo similitudine alta decât aceasta lingvistică între cele două entități și da. Uh, subiecte a, Da am avut o discuție recent uh, și vreau să vedem cât de mult a ajuns să fie folosit virus în loc de virusuri și am să zic de ce. Acum câteva vreme, de fapt, când a apărut Bitdefender pe piață, poate la început, din neatenție, după a ne a plăcut, noi am început să folosim, pentru că termenul în engleză este virus și viruses. Da? Deci, în engleză e mai simplu. Nu există doi termeni pentru virusul informațional și virusul biologic. Și atunci noi am început să folosim virus. Și ții minte că uh, reputatul lingvist George Prundeanu, uh, Montola, ne-a certat. Adică, pur și simplu, ne-a certat, pentru că a zis că stricăm limba română, introducând virus, virus, când corect, e virus, virusuri. Da? Uh, și chiar am luat papară de la domnul Prundeanu în momentul ăla, pentru faptul că uh, aberam, să zicem, stricam limba română, da? Uh, după o vreme, de, dar noi am vrut cumva in, și intenționat să introducem uh, virus în loc de virusuri, în ideea de a sublinea că e vorba de un virus informatic, spre deosebire de virusuri care sunt biologici. Da? Și ați reușit, că acum toată lumea uh, confunde. Se pare că am reușit cam mult, uh, mai mult decât ne-așteptam, în sensul că acum sunt foarte mulți care numesc virusurile biologice dre viruși. Da, am obținut. Noi aveam virus pentru virusi informatici, cei care atacă calculatoarele și așa mai departe, iar acum este foarte răspândit virus. Mm -hmm. Și vă protejați și de virusuri? În ce măsură? Știu că ați trimis, să zicem așa, angajații de la Bitdefender care muncesc acasă. 80-90% din ce am înțeles. Uh, să zicem, în momentul în care ne-am dat seama că suntem pe punctul de a fi declarat o pandemie, da? am început în Bitdefender în tot grupul să experimentăm. În BDF în momentul la, respectiv în România, majoritatea, majoritatea echipelor, majoritatea colegilor lucrau la birou. Nu același lucru putem spune despre alți colegi pe care aveam, de exemplu, în Statele Unite sau în Australia sau în Marea Britanie sau în Germania. Colegii, majoritatea lucrau deja, cum zicem noi, de la distanță adică biroul lor era virtual, da? dar în România majoritatea lucrau, de la, lucrau la birou. Și atunci am început să experimentăm, înainte de a fi declarată pandemia de către Organizația Mondială a Sănătății, să experimentăm lucratul la distanță, bă, bănuind că urmează o situație care poate să impună anumite restricții. Deci noi am trecut în România, ca zic așa, complet la lucratul de la distanță uh, la început îi ziceam de acasă, acum îi zicem de la distanță și am să vă zic de ce înainte de a fi declarat uh, pandemie da? deci am trecut la lucratul de la distanță uh, pentru că am simțit că în momentul ăla uh, toată lumea este temătoare a fost o stare foarte mare de teamă teama încă există e, e ceea ce încă uh, o parte din oameni îi împiedică să meargă la birou și preferă să lucreze altfel, mai, mai la distanță. Deci asta s-a întâmplat atunci. Și vă ziceam, ziceam atunci, lucra de acasă, acum zicem lucra de la distanță. De ce? Pentru că între timp ne-am dat seama că noi în România am trecut de la aproape toți lucram la birou și la, aproape toți. la aproape toți lucrăm de acasă și nu, 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 nu e un comandament. Deci noi acum, zicem așa, oferim colegilor posibilitatea, în condiții cât mai safe, să lucreze de la birou, dar foarte puțin lucrează încă de la birou. Ne îndreptăm către ceva care încă nu știm cum va arăta modul de lucru. Bănim că va fi un mod mixt, hibrid, da? și pe care îl numim lucrează de la distanță, pentru că acum gândim că, de fapt, ar putea să lucreze de oriunde. Și chiar când zicem de oriunde, chiar, simt, chiar gândim că e nevoie ca cineva să-și mute din când în când locul de unde lucrează. Poate să lucreze de acasă o vreme, poate să lucreze la birou o vreme, poate să se ducă la munte o vreme, poate să ducă la mare o vreme, biroul devine mobil. Și atunci, a... păi, și atunci, de ce să mai plătiți chiria acolo unde aveți biroul? E, e important să ai spații în care oamenii să vină să discute, să socializeze. Atenție, sunt multe lucruri care lipsesc încă în momentul ăsta, e ceea ce numim noi uh, micile întâlniri, alea în care ieși, să zicem, vrei să te duci la toaletă, pe culoar cu te întâlneai cu doi 3 colegi cu care discutai un minut, două, uh, te duceai la o cafea, prindeai pe cineva, erau întâlnirile spontane, nu erau întâlnirile planificate. Acum, toate întâlnirile sunt planificate la distanță. da? Sunt anumite lucruri care lipsesc și pe care începem să ne gândim cum le putem uh, uh, readuce la viața noastră. da? Uh, toate întâlnirile alea care erau întâmplătoare, scurte, aveau un rol foarte mare în ceea ce numim noi producerea inovației. Pentru că atunci în întâlnirile spontane puteau să se discute ad hoc probleme, veneau idei și așa mai departe. Și ne gândim cum ar putea să fie recreate lucrurile astea. Biroul este important, adică când zic birou, un loc în care să se întâlnească mai mulți. Acum avem niște restricții, dar se întâlnească 50... Dar lumea poartă mască la birou la Bitdefender? Lumea poartă mască la birou. Ok. Da. Și aici știți cum e, e vorba simplă. Dacă noi doi suntem aici, dacă uh, porți mască, eu sunt cel protejat. Dacă și eu port mască, amândoi suntem protejați. Mhm. Dar să spunem că totuși e o distanță între noi acum, ca să fie liniștit cei care se uită la interviu, că totuși păstrăm distanța recomandată. Um, ați ajuns, cum spuneți, la un miliard și prima dată când am aflat despre faptul acesta... E, 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 e încoată, e o opinie, in, opinie internă, da, deci tot. nu este reală Real. în am termenii înțeleg. noștri. Da? Dar ați început uh, Imediat după Revoluție și e o poveste foarte interesantă pe care am înțeles-o. Socrul dumneavoastră v-a dat 300 de dolari la vremea aceea și cu acei bani, practic, a pornit această afacere care acum a ajuns, potrivit auditului intern, să coste un miliard de euro. Așa este. Să fie evaluată. Să fie evaluată, da. Așa este. Cu povestea da, cu dacă, dacă vrem să vorbim bani, bani, da, da, atenție. Da. În toată călătoria asta pe care un, niște oameni sau o echipă o au, partea de bani nu este cea mai importantă. E adevărat că folosim, cum zicem noi, partea financiară ca să descriem. E unul din indicatorii pe care îi folosim ca să descriem succesul. Dar succesul în substanța lui e deschis de alte lucruri. Da? Da, noi încercăm să cuantificăm în vreun fel ca să ne dăm seama cât da. de mare este. Că de aceea au fost și introduși banii. Dumneavoastră puteți să ne spuneți cum cuantificați atunci succesul. Dar, din ce știu, pe lângă această poveste, mai am acedit în anumite interviuri în care ați povestit cum ați participat la Revoluție. Ați fost da. la Revoluție. Da. Ce ați făcut acolo? Ce ați văzut? Cum s-a întâmplat? Ah. Da, e, e o istorie aici, aveam copii, noi avem gemeni, în 89 aveau 3 ani, da? deci erau mici, aveam un, un văr de la noi care era să de admitere la facultate, i-am închis pe copii în casă și am ieșit... Am auzit că se întâmplă ceva, am văzut la televizor, aveam, și noi aveam mari speranțe de schimbare și eu și soția mea eram cercetători la un institut de cercetări în București și am ieșit ca să punem umărul. Dar, la ce-o fi, nu înțelegeam prea mult ce se întâmplă atunci, dar dacă e o schimbare, să punem umărul la schimbare. Așa că am reușit să ajungem cu niște tertipuri în prima oară, de fapt am fost după amiază și am văzut primul nucleu, atunci nu am participat, n-am pus o măruna. primul nucleu care era pe Cugălniceanu atunci a și striga, iar seara am ieșit la, am ajuns, am reușit să ajungem cu niște tipuri la piața universității și acolo am stat vreo oră, o oră, oră jumate, după care am... aveam copiii mici acasă, am decis să plecăm și întâmplător, nu la puțină vreme după ce am plecat noi, au început început represiunea. Mm. Iar după zilele următoare, să zicem, am fost pe stradă, adică a doua zi am luat-o din cartier și m-am alăturat unei coloane, am mers... La... Este... N-am făcut nimic senzațional acolo. Ok. Dacă este să priviți în perspectivă ce s-a întâmplat atunci și unde a ajuns România acum, cum vedeți lucrurile? Am evoluat enorm. România a evoluat enorm. Uh, întotdeauna așteptările noastre au fost mai mari decât, uh, să zicem, realizările, da? uh, Dar trebuie să înțelegem că și ăsta e un subiect care mă pasionează foarte mult acum, schimbarea mentalităților, schimbarea, cel comportamentelor durează foarte mult. Iar ca să schimbi, schi să faci transformări de mentalitate în comunități mari, într-o populație cum e un popor, Poate să dureze două generații. Nu Ei, 20 de ani, așa cum. Nu, nu, noi, atunci când Burcan a zis prima oară în 90 că va dura, să uh, zicem, 20 de ani, toți ne-am supărat. Adică, am zis, cum? Se va întâmpla în 50 ani, nici vorba. Da? Uh, acum suntem puțin mai așezați și ne dăm seama, eu îmi dau seama că avem nevoie de două generații să schimbăm complet uh, mentalitățile. Suntem, ca zic așa, undeva în a doua parte deja a drumului și vedem, apropo și de alegerile locale, cum se fac pași tot mai mari în continuare. Cați ați pomenit de alegerile locale, un matematician a câștigat primăria Bucureștiului. Dumneavoastră sunteți, bine, nu matematician, sunteți absolvent a unei facultăți de matematică. Poate un matematician să rezolve problemele Bucureștiului așa cum le vedeți dumneavoastră? Nu orice matematician poate să rezolve problemele, în un oraș deci n-aș zice că trebuie să fii matematician că să rezolvi problemele dar cred că orice om care are anumite caracteristici poate să ajungă un bun conducător. În mod cert după părerea mea, adică Nicușor Dan are toate aturile ca să poată să rezolve împreună cu bucureștenii, împreună cu experții, împreună cu alți parteneri problemele București. De ce spuneți asta? Pentru că cumva simțiți că e matematician și atunci... E... Nu, nu. O... Chiar în cazul ăsta îl știu bine pe Nicușor, dar îl știu de multă vreme i-am susținut primul proiect în România, am fost printre cei care au susținut primul proiect pe care l-a avut în România, atunci am remarcat determinarea lui de a ajuta comunitatea, de, a o ajuta, de a face bine comunității, pentru că noi încă suferim astăzi de ceea ce numim noi fuga supercreierilor. Deci dacă ne uităm la supercreerile în știință și o parte din supercreerile ies la suprafață prin olimpiadele școlare. Și în general, o bucățică, o parte din supercreere ajung la olimpiadele internaționale și ajung să câștige medalii de aur, de argint la Olimpiadele Internaționale, arătând că sunt printre cei mai dotați copii din lume pe domeniul respectiv. Dacă ne uităm la, ce, la Olimpiadele Școlare și la știință, o să vedem că încă astăzi o bună parte din supercreerile astea placă își fac studiile în afară și nu revin uh, pentru o bună bucată de vreme, ceea ce poate să se și 20 de ani sau niciodată în România. Și-am Nicușor Dan, împreună cu altcineva, uh, s-au gândit că un mecanism prin care poate să reducă fuga, uh, plecarea supercreor, hemoragia asta, este să creeze un să iau un model francez, se, se, se cheamă Ecole Normal Superior, se creeze o școală normală superioară aici, care este postuniversitară, în care să aducă cei mai buni matematicieni din lume, care să crească pe cei care au terminat universitatea și în felul ăsta o parte din ei având aici perspectiva de a fi învățați de mari matematicieni ai lumii, de a lucra proiecte cu mari matematicieni români, să nu mai plece, să rămână în Rom să rămână în România. Și a avut succes această școală inventată? Uh, -a, a, a fost un aici. proiect pe termen lung, da, i s-au pus nenumărate piedici, pentru că atenție, atunci când vorbim de mediu universitar, nu este un mediu deschis la competiție. Uh, noul bobocul ăsta, copilul ăsta, școala normală superioară, putea să fie un concurent. După părerea mea, a dat ocazia mai multor creere, super creere din zona de matematică, pentru că a focalizat pe matematică întâi, apoi puțin pe informatică. Să rămână în, în România. Uhum. Deci, param mea este că a avut un efect, un impact, putea să aibă un impact, un impact mai mare dacă ar fi fost sprijinit proiectul în sensul de a primi licențe de master și așa mai departe, dar a avut deja un impact. Deci, îl știu pe Nicu Șordan deja de multă vreme, i-am văzut determinarea, i-am văzut capacitatea de a învăța din eșecuri, i-am văzut rezistența la ce înseamnă uh, presiunea pe care. Să o dau cei care au niște jocuri legate de bani? Da, dar e vorba de politică. Una e uh, când faci matematică, și alta e când vii în politică, și în administrație publică locală, mai ales. Deci are șanse și capacitate să schimbe ceva în București? Da. În mod cert. Eu cred că cred că vom vedea câteva rezultate destul de repede. Uh -huh. Ați vorbit de plecările, de această plecare a creierilor din România. Dumneavoastră de ce n-ați plecat? Pentru că știu că aveți birouri până în Australia, ați și spus asta. De ce insistați să rămâneți în România? În 1990, când s-a întâmplat ceva în România, piața românească s-a prăbușit de IT, piața CAER, așa se cheamă, piața comună a țărilor a comuniste s-a prăbușit. Asta înseamnă că pentru zona de IT nu mai exista o piață aici. Și atunci a, a existat o, o fugă a creierilor, o imigrație a creierilor masivă la începutul anilor 90 din zona de tehnologie. Deci chiar s-a întâmplat lucrul ăsta, da? care după aia a devenit, a fost, ăsta a fost primul val și un al doilea val a fost undeva spre sfârșitul anilor 1990, începutul anilor 2000 n am pus și noi problema în familie să plecăm atunci, mai ales că, de fapt, aveam și niște cunoștințe în afară, în Canada și Statele Unite. Dar am, gândindu-ne puțin, am zis, hai să ne dăm o șansă să încercăm să facem ceva în România. Și am fost printre cei care, atunci când a apărut în 1990, se chema Legea Întreprinderilor Mici. V-ați făcut acea companie? Software. Am făcut repede o companie. Am fost printre primii care am creat o companie în domeniul software. Noi lucram în domeniul software deja. Da? Nu era un domeniu care uh, avea recunoaștere pe care o are acum. Era un domeniu care încă era la început de drum, dar noi credeam enorm de mult în el. Și deci, legat de asta, am zis, hai să încercăm în România o Bun. vreme. După Și ne-a aceea... ne prins proiectul. Așa, prins prins proiect... Proiect. ați avut succes. Acum ați putea să locuiți, să zicem, într-o societate unde lucrurile sunt așezate. Nu mai trebuie să stai în trafic, nu mai ai atâta probleme. Să zicem, poate că aveți apă caldă. Nu știu dacă la blocul la dumneavoastră există. De ce, totuși, după atâția ani, când, presupun, problemele financiare vi s-au rezolvat în familie, ați rămas în România? Nu cred că atunci am rămas în România... Pentru că vrem să ne rezolvăm probleme financiare. Da, e clar. Să facem ceva în România. Da. Okay. E vorba de legături culturale, adică e vorba de cum te simți tu. Adică. Și aici poate ar fi bună o poveste. Noi când am. Am făcut un. se cheamă un rebranding al imaginii Bitdefender defender acum ceva vreme. Imaginea Bitdefender astăzi e destul de cunoscută de multă lume. Este un lup stilizat loop dacic. dacic da? uh, înainte de lupul dacic, nu era lupul dacic, era un alt simbol. Și atunci, pentru că după vreo 8-10 ani am considerat de folosirea acelui simbol pentru BDF, am zis, a cam obosit simbolul, e momentul să facem un rebranding. Am început un proiect de ceea ce se cheamă rebranding și am luat o, o firmă românească de branding, uh, foarte puternică, cu care să lucrăm. Și am tot, să zicem, pierdut vremea câteva luni de zile în care eram în ceață cumva, da? Și la un moment dat s-a întâmplat că ne-au pus în față o imagine, eram uh, trei colegi, care eram colegi, să zicem... Uh, sunt și niște simboluri, sunt multă lume, este un simbol al b defender dar și ei trei, eram eu și cu încă doi colegi, și mă în față o imagine în care ne-au arătat un dragon oriental. Știți că dragonii orientali își mănâncă coada, da. sunt pe un cerc. Ce s-a întâmplat este că toți trei am avut exact în același moment o inspirație, aceeași inspirație. În care, când am văzut acel simbol, ne-am dat seama, de fapt, care este simbolul nostru a B-Defender. Și atunci ne-am rezolvat și o problemă mare. Și care era problema? O altă problemă. B-Defender era deja prezent pe piața germană, B-Defender era prezent deja pe piața franceză, erau deja un brand cunoscut acolo. Francezii credeau că B-Defender e un produs francez. Germanii credeau că e un produs german, da? și noi cumva evitam să spunem în, acel, în acele vremuri că B-Defender este un brand care a fost creat în România. Și uh, aveam destule motive să o facem, aveam și destule motive să nu o facem. Unul din motivele pentru care uh, am fi făcut-o, să evităm să spunem, era faptul că în acea perioadă imaginea României era destul de șifonată. În, vest. în anul. Păi asta se întâmpla undeva spre sfârșitul 2000. Ok, da. Era destul de șifonată, în sensul că uh, deja România intrase în Europeană, uh, existau primele de valuri și de primele care valuri avut. de români care au, au plecat au avut o rată de criminalitate de 10 ori mai mare decât rata obișnuită. Adică dacă în România, să zicem, uh, criminalitate printre sub 1%, în valul acela de emigrare a fost aproape de 10%. Adică unul din 10 români se ocupau de activități uh, care nu erau legale. Da. Da? Sunt cifre oficiale? Ceea da, ceea da. Uh, Ulterior am aflat, să zicem, de la uh, Ministerul de Intern spaniol, Noi aveam și o echipă în Spania, uh. da? Am aflat date despre migrație, da? Uh, și atunci evident că, uh, iar noi în vestul Europei ne ocupam apropo de activități ilegale și de activități la stradă, pe scenă. Știu că, de exemplu, erau alte organizații din vest, sau criminalitatea era, ca zic așa, specializată. Unii se ocupau de, spart, de spartul caselor, alții, alții se ocupau de. Noi, noi și... ne ocupam de cerșit și furtul pe stradă, deci exact. furtul de buzunare. Da? Ori astea sunt activități la vedere și atunci, dacă cineva sparge o casă, afli mai greu că a fost din țara respectivă. În schimb, îi vedei tot timpul pe stradă erai cu mâinile pe buzunar și erau români și atunci imaginea din dată s-a extrapolat, s-a dus la toți românii ok, deci vreau să zic că în perioada imaginea României în Europa de Vest era proastă și aveai tentația uneori să nu spui că ești român pentru că dintr-o dată parcă erai pus în alt loc da? ei, când am văzut acel dragon da, ne-am dat seama că, drace păi ar trebui să fim pur și simplu să nu ne rușinăm de faptul că venim din România și a trebuie să fim mândri ca orice cetățean din lumea asta să fie mândru de țara din care vine. Și în momentul ăla, tuturor trei ne adăugăm prin minte păi noi vedem de fapt un lup dacic, vedem strămoși de-ai noștri și a apărut din oată ideea de mândrie, ok? cum am zis, să fim mândri că venim din România. Și lucrurile s-au rezolvat după ce făcusem un zigzag de luni de zile. Am mers extrem de repede din momentul ăla. Dar am și tranșat-o. Din momentul ăla am zis e clar, noi suntem o companie internațională. Nu, nu mai suntem o companie românească, pentru că avem colegi care sunt în state, în Anglia, în Germania și așa mai departe. Dar cartierul general e în România, o bună parte din inovație se întâmplă în România, aici a fost creată compania să spunem cu voce tare lucrul ăsta. Și de asta atunci când am trecut la lucrul ăsta pe toate cutiile Beat Defender, care au mers în multe colțuri ale lumii, era povestea Lupului Dacic. Și scrie acum și, Made in Romania uh, pe cutiile respective? Nu știu ce mai scrie acum, uh. dar încă o dacă cineva se uită la comunicatele Beat Defender, o să vadă că de fapt sunt comunicate care scrie Bucharest Based Adică compania care are cartierul general în București, Și România. De ce este atât de important uh, acest lucru? Unde se află, unde este cartierul general al companiei? Da. Acum, când zicem companii românești, întrebarea este, dar oare ce înțelegem prin companie românească? Oare e o companie care are compania mamă, că, în general, companiile mari sunt grupuri de companii? care are compania mamă în țara respectivă, o să fim surprinși să aflăm că, de fapt, nume mari, de, nume de companii foarte mari, americane, giganți, nu au compania mamă în Statele Unite, ci au în vreo insulă. Uh -huh. okay. Alt criteriu poate să fie, oare acționarii sunt români? Cât de mult? Acționarii majoritari, controlul e al românilor, managementul e românesc sau majoritar românesc. Cartierul general e într-o țară sau grosul cifrei de afaceri trece printr o țară chiar dacă e cifra de afaceri vânzări în cazul întâmplă. Defender, cum e? Deci în cazul nostru, și asta a fost o ambiție personală, a fost să menținem Bid Defender cu Cartierul general în România. Adică să spunem acționariatul acum Acționat, să zicem, familia Talpeș, ta, indirect, este o acționară majoritară, majoritară. și, deci, rom, și acționarea... rom, rom, România au majoritate ca acționari, când zic majoritate, adică au peste 50%, da? Și cel de-al treilea criteriu pe care l-ați menționat, banii, circulă prin România, să plătesc impozite în România? Se plătesc impozite în România astăzi, o bună parte din venituri, din facturile vin prin România, respectând legislațiile din diversele țări, de asta lucrăm cu o grămadă de audi, cu auditori, ca să ajungem să respectăm cât se poate de bine legile. O bună parte din fluxurile de bani trec prin România. Insistați să faceți asta? Am insistat să, fac, să facem lucrul ăsta, pentru că încă o dată am vrut să uh, creăm un model pentru cei tineri. Și puteți să-mi spuneți cam câți bani plătește Big Defender, uh, dacă aveți idee, din cifra de afaceri, toate impozitele respective? nu pot să vă zic acum, sunt, suntem ceea ce se cheamă un contribuabil mare, sau foarte mare contribuabil, da? Dar sunt destui bani. E normal, pentru că 6 uh, ai... milioane parcă era cifra de afaceri la un moment dat. Cred că s-a schimbat. Nu, știu. nu, nu, nici vorba. Nici vorba? Nu. Și Să o cifră în nu, nu, nu. presa economică. Nu, nu, da, nu. E, e mult mai mare, e da? E mult mai nu. mare. Da, sunt că impozite era vorba pe de care perfect. le plătești, care sunt pe impozite legate de salarii, tot felul de lucruri pe care le faci, da? Suntem ceea ce se cheamă un contribuabil bun aici, da? Uh -huh. uh, am ținut încă o dată să facem lucrul ăsta pentru a construi un model pentru a arăta că pot să fie o companie de tehnologie, deci care lucrează în domeniul inovației, care pot să fie de succes global și care să continue să opereze cu cartierul general din România. Exporturile, acum mi-am amintit, 130 de milioane de euro și profitul, 6-7 milioane, era în 2018-2019. Da, ok. Asta 2019. e vorba de profit. De aici. profit. Care? Uh, și totuși a fost discuția aceasta despre plata... Uh, impozitului pe salariu pe venit pentru uh, uh, angajații din da. IT. Care a fost poziția Bitdefender? Am să povestesc de poziția de la început pe care am avut-o noi. Uh, așa cum vă spuneam, la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, exista o hemoragie a creierilor de IT. În sensul că uh, exista o mare cerere în vest de oameni de IT, de specialiști de IT, România încă avea un bazin, avea un bazin bun de aitiști și atunci foarte mult, plecau foarte mulți. Aveam date că, de exemplu, la absolvirea facultății plecau aproape jumate deja. Deci emigrau. Da? Ceea ce înseamnă că încă o dată, atunci când talentele tale, cei pe care, în care investești, talentele îți pleacă, nu îți mai aduc valoarea adăugată ție. Îți aduc la un moment dat Atenție! Deci, noi suntem favorabili emigrației pentru că e bine să existe români peste tot în lume, în cât mai bune poziții, cât mai de succes. Sunt ambasadorii noștri, practic. Nu numai ambasadorii, ei pot aduce înapoi, îți pot da înapoi, îți pot aduce ceea ce numim noi cunoștințe, expertiză și așa mai te pot ajuta foarte mult, da? Dar, în momentul ăla. Uh, era o, o hemoragie mare de etiști Și atunci, printre când am studiat, pentru că pe vremea exista, încă ex exista, era proaspăt creată Asociația uh, Industrie de Software, ce da? uh, zicem, companie de software, întreprinderi sau și au început să-și pună întrebări cum să facă. Și atunci, prin, ca urmare a unei analize, ne-am dat seama că, de fapt, un declanșator al emigrării, în momentul respectiv, era salariul. Deci, distanța între ceea ce putea să câștige cineva în România, cu putere de calcul, cu cu tot, față de ce putea să facă în afară, era imensă. Era mare. Și atunci am făcut niște calcule să vedem oare cât ar putea să crească salariul în așa fel încât să ajungă măcar la margine, să nu mai fie atât de Evident. E, da. Și acum e la vreo 6.600 și, de lei media, din ce știu uh, eu. Da, e undeva într-o mie, de fapt se apropie de 1.500 de euro și, undeva într -o și e undeva într-1.500 de e suficient durmi. pentru... Un an... uh, ca și putere de cumpărare, da. Asta sunt niște studii mai recente. Am văzut că e... e alte, altele sunt motivele pentru care oamenii emigrează astăzi și atenție, emigrația a început să crească și am să zic și de ce. Dar atunci prin scăderea, scoaterea impozitului pe salariu da? am zis că netul crește și atunci scade distanța între ce ar putea să câștige și ce câștigă în România și într-adevăr avut, asta a fost o măsură au mai fost și altele, au avut impact pentru că hemoragia s-a oprit, nu de tot dar s-a oprit. Acum se întâmplă un alt fenomen, cei care reușesc să câștige destul de bine și cei din lumea de IT fac lucrul ăsta o problemă cu sistemul de educație și cu serviciile publice de sănătate. Deci, astăzi, în zona de tehnologie, principalul factor de emigrare, și când zic emigrare, nu. Știți cum e? Avem tocmai cineva, un cetățean german, a câștigat primăria capitalei. Nu e cetățean român, e cetățean german. Vorbim de Timișoara? De Timișoara, pardon. Ok. Da? Deci, a câștigat primăria unui oraș mare din România, da? Când zic emigrezi, asta înseamnă că te duci, asta înseamnă libertate de mișcare. Și neo te poți duce să lucrezi oricând, oriunde. Da? Și ca să folosesc așa un limbaj mai de... un englezism, următorul challenge în România ar fi să Mătorele schimb... provocare. provocare dar? dar am vrut să rămân în zona IT. A, da? Este să creștem acest nivel uh, al serviciilor, serviciilor publice? Serviciilor publice și avem două. Serviciile de educație și serviciile de sănătate. Ele sunt la un nivel nesatisfăcător. Deci, uh, când zic serviciile de sănătate s-au îmbunătățit masiv în ultima vreme și cred că uh, zona privată a avut un rol pentru că a creat un standard da? uh, Eliminarea, să zicem, plăților sau aducerea la vederea plăților în sistemul public de servicii de sănătate, iarăși a, dus, a făcut pași mari înainte, apropo de servicii publice. Deci, servicii de sănătate au început să se îmbunătățească prin intervenția, după părerea mea, ca o tensiune în sistemul serviciilor publice, serviciilor private de sănătate. Încoate, ei le-au arătat că se poate altfel. Și atunci au dus și la transformarea serviciilor publice de sănătate. În zona de educație, zona privată, încă este mult prea mică, n-a ajuns să aibă, să zicem, un efect de pârghie, e, reprezintă un procent foarte mic din întregul sistem de educație și încă nu avem modele. Și atunci, cei care au pot, de exemplu, cei care lucrează în zona tehnologiei, vor pentru copiilor să asigure o educație bună și să nu stea la o loterie, ok? Iar serviciile de sănătate vor să le asigure situații critice. Atunci când au nevoie ei, părinții, copiii, să știe că pot face apel la servicii clar de mare calitate de sănătate. Ultima întrebare, dumneavoastră, așa cum suntem acum, în situația dată, în România, sunteți mai mult pesimist sau optimist eu sunt uh, optimist, ca zic așa, 100%. Și când o să ajungem la standardul acela? La, a zis două, trei generații. În ani. Când o să ajungem la am un zis standard? două generații. Două generații. Da. da. Părerea este că uh, și alegerile de acum locale și probabil că valul se ducă și către alegerile parlamentare, parlamentare continuă anumite transformări. În România am avut două modele de guvernare. Boc la Cluj, Bolojan la Oradea, care ne-au arătat că orașele și sunt orașe mari, pot fi guvernate complet altfel decât acum. Sunt guvernate pentru comunitate și cu comunitatea. Ceea ce cei doi primari încă o dată au creat un nou standard vis-a-vis -vis de guvernare. Și lucrurile se, lumea află, lumea află că nu neapărat orașul tău e guvernat de cineva care este un satir, care e. A ajuns acolo ca să se îmbogățească el și cu oamenii lui, iar votul tău se cumpără cu o pungă. Și cam atât, dar șomajul este mare acolo la tine, dependența de serviciile sociale este mare, economia nu se dezvoltă, educația este slabă, că, de fapt, comunitatea ta are printre cele mai mari rate de analfabetism. Îți dai seama că există complet altfel mod de modele în care lumea poate să prosperă, orașele pot să prospere, educația a crescut enorm ca și calitate, industriile se dezvoltă și așa mai departe. Domnule Florin Talpeș, mulțumesc foarte mult pentru interviu.